Isus a înviat amin, amin. Mărire lui. Uh, slavă Domnului! Sunt spus de bucuros să văd cum Domnul a lucrat în seara asta. Înțeleg că nu stai aici la, vo la voia întâmplării. Înțeleg că Domnul are ceva de lucru în această seară amin. și zic ca Domnul să lucreze. Amin. Aș vrea să vă spun că un profesor, odată când își preda lecția, eu spuneam felul următor. Teoria e exact la fel ca și practica. Adică dacă noi calculăm ceva, atunci când mergem să măsurăm, o să ne dea exact același lucru, exact aceeași măsurătoare. Și același lucru vreau să vă spun și eu despre Biblie. Biblia e exact la fel practică așa cum e teoretică. Tot ce scrie aici în Scriptura asta teoretic se împlinește practic. Amin. Isus a zis, eu sunt calea adevărului și viața, în Ioan 14 cu 6. Singura cale, singura care de mântuire, singura care să ajungem în cer, e prin Isus Hristos și nu este nicio altă cale. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și singura jerfă care ne-a ispășit păcatele. Aș să vă spun că am crescut și eu, ca mulți dintre voi într-o familie de creștini pentecostali și am avut o creștere normală, ca oricare altul până la 12 ani, când la 12 ani tatăl meu a suferit un accident rutier. El nu a fost vinovat, dar a fost un accident destul de grav, în care el a ajuns în comă și după aia a avut de nevoie câțiva ani de zile de recuperare destul de intensă. Din cauza acestui accident, toată familia mea, inclusiv mama, a trebuit să stea cu el la spital de dimineață până seară, în fiecare zi, ani de zile au fost așa, și din cauza aceasta, eu fiind la 12 ani, urmas dintr-o adolescență, am profitat, din, din, am profitat de tot acest timp liber, și în câțiva ani de zile am ajuns la 10-15 ore de jocuri pe calculator în fiecare zi, minim 10 ore pe zi, în condițiile în care nu eram supravegat și nu avea cine să fie lângă mine. De acolo am ajuns în anturajuri rele. Am început cu o simplă narghilea, cum cred că ni se prezintă la mulți, sau ni s-a prezentat la mulți. Am trecut mai departe la, la, la țigări, la băutură, la jocuri de noroc, la toate alte lucruri și multe alte locuri uh, spurcate. Și, în foarte, foarte scurt timp, am ajuns dependent de droguri. Nu putea să treacă o zi fără să consum droguri. Am fost dependent de droguri slabe, dar nu putea, nu puteam să treacă o zi. Pur și simplu, însetam, simțeam că nu rezist o zi fără ele. Și în aceeași perioadă aveam prieteni care se ocupau cu ocultism și erau înfiți acolo și oamenii ăștia, din cauza că ei îmi povesteau și mă făceau și pe mine curios, eu n-am intrat în ocultism, dar uitându-mă în spate, poveștile lor și curiozitatea mea au avut un impact foarte mare și am deschis o ușă deavolului foarte, foarte mare, fără ca eu să-mi dau seama. Uh, în fiecare zi, pe ce trece, mă afundam tot mai tare în mocirile asta. și, într-adevăr, erau bucurii pe moment, dar uh, lucrurile care nu se văd este atunci când ești singur. Momentul în care tu ești singur, toate efectele din corpul tău au dispărut, toți prietenii tăi au dispărut, când toată lumea e, e departe de tine și tu ești singur, atunci vine o depresie, o singurătate foarte acută de care nu poți să scapi. Tot ce îmi vine în minte în momentul în care eram singur era sinuciderea. Aceasta era singura mea speranță, să spun așa, pentru că uh, lucrurile astea nu se văd. Depresia de în urma drogurilor nu se vede. Și lucrurile astea uh, foarte tare apasă supra ta ca om, chiar dacă tu crezi că ești fericit, tu ca om în esență ești foarte, foarte trist și depresiv și anxios. Din cauza tuturor dependențelor mele, de două ori trebuia să rămân repetent la școală. De fiecare dată mi s-a oferit, au spus, mă, în loc să te lăsăm repetent, du-te și mult de altundeva. Și de fiecare dată am făcut lucrul ăsta ca să nu, ca să nu rămân repetent. Dar ce vreau să scot în evidență? Faptul că lucrurile astea, și până și mintea mea o, distrus, nu puteam să mai gândesc normal. Gândirea mea nu era, nu era curată, nu puteam să gândesc normal ca orice alt om și lucrurile astea m-au făcut să ajung într-o într-o mă rog, într-o greutate destul de mare. M am ajuns într-o zi, în timp ce întream viața din plin, M am oprit într-o zi într-un parc, aici în apropiere în Cluj, și eram singur. Am pierdut mulți bani cu câteva zile înainte, am pierdut toate resursele care le aveam și stăteam acolo așa întins pe o bancă și mă uitam în jurul meu. Și mă uitam în jurul meu, era o boschetare așa printre tufiși, unii dormeau pe jos, unii pe acolo erau cei întinzi și mă uitam la lei și pentru prima dată în viața mea parcă am meditat la viață. Am meditat ce e viața asta pentru mine și uitându-mă acolo în jur am înțeles că sunt într-un cerc, într-un cerc în care niciodată nu voi putea să scap. Oricât de mult aș încerca și oricând de mult uh, aș face și aș, aș trage să fac din mine, să să scot din mine ceva, bun, nu pot. Întotdeauna e ca un cerc vicios în care ajung din nou în punctul mort și nu pot să mă ridic mai mult de acolo. Și atunci uh, am spus, tot ce pot să fac în viața asta e să fiu un boschetar. Mai mult de atât, nu pot să fac eu ca persoană. Nu vreau să intru foarte mult în detalii uh, în cât de adânc uh, am intrat și cât de, uh, cât de mult m-am pătat. Nu cred că ăsta e scopul esențial. Vreau să spun, în schimb, minunile Domnului. Vreau să spun, în schimb, lucrul și modul în care Dumnezeu a lucrat și slăvesc pe Domnul pentru tot ce l-a făcut. În iunie 2017, când eram în, în plin, eram un apogeu meu, să zic așa, în fiptul, în, în, în mizerie, am, am mers să lucrez într-un garaj și acolo, în garajul ăla, am întâlnit cu unul din frații mei, el fiind pocăit, el m-a văzut, nu i-am mai văzut de câțiva ani de zile, pentru că eu nu intram în contact cu familia deloc, nu-i vedeam niciodată, eu eram acasă doar noaptea și atunci niciodată nu-i vedeam și el m-a văzut, m-a văzut în ce în care sunt așa cât o putut să vadă pe fața mea și a început să-mi povestească despre Isus. A început să-mi spună că a existat un om acum 2000 de ani care și-a dat viața pe cruce la Golgota. că am auzit, vă spun sincer, mi s-a părut o nebunie. Cum adică să cred ceva ce s-a întâmplat acum a două mii de ani? Eu eram un ateu convins. Mi se părea o nebunie. Cum să crezi în, în așa ceva? A fost o autoritate pentru mine, dar cu timpul în fiecare zi el iar îmi spunea, el iar îmi spunea, iar îmi spunea, iar îmi spunea și în mintea mea au început să se naște niște întrebări. În momentul în care diavolul vedea că se nasc niște întrebări, au, au început foarte multe lupte din partea deavolului. Aproape în fiecare noapte, diavolul vinea și mă ataca din nou și ar venea și ar venea, văzând că eu tind să merg spre Dumnezeu și nu puteam să dorm nopțile, nu știam să mă rog, nu știam să mă apăr în acele momente și de, ce fiecare dată trebuia să aștept ca să vină răsăritul zilei, pentru că nu știam să lupt împotriva diavolului și nu am dormit nopți în rând, nopți la rând. Fără într-o zi, într-o într -o noapte, când am avut un vis. Și în visul acesta aveam așa întins în fața mea, era o masă mare și eu stăteam așa și pe masa aceea era plină cu droguri, era plină cu tot felul de lucruri, tot ce îți poptea inima. Eu când am văzut masa, m-am apropiat așa de ea, am întins mâna să-mi aleg. În momentul în care am atins mâna, am auzit o voce, era deasupra capului meu o voce și a spus așa, dacă te atingi de ceva de pe masa asta, am să stai picioarele. Eu m-am trezit, ca, din, ca dintr-un coșmar m-am trezit. Și uh, n-am băgat de seamă, fiindcă uh, consumam foarte multe droguri, asemenea visuri uh, nu erau străini de față de mine. Acum că mă uit în spate, a fost clar vocea Domnului, slavă Lui. Dar atunci n-am știut să deosebesc și am crezut că a fost, de... am că a fost ceva normal. A doua zi dimineață, fiindcă n-am avut, uh, nu aveam la mine droguri, am vorbit cu prietenul meu să ne întâlnim în acea seară. Și din momentul în care am scris, i-am scris prietenului meu, peste câteva ore am simțit aici în piciorul drept sus, că mă înțeapă ceva așa puțin, ușor. Și eram la lucru, m-am dus, m-am uitat să văd, și era o vânătaie așa micuță, nu, nu era mare lucru. Și am zis că m-am fi lovit, eu m-am lovit în loc, uh, când dum, mamă, nu m am dat seama. Și am mai așteptat și au trecut așa vreo jumătate de oră, oră, și simt din nou o țipătură în picior. Și mă uit iar. Și vânătaia, că adică era aceeași vânătaie, dar de data asta era mai mare și înțepătorul a fost mai puternică. Și n-am băgat de seamă, am, am lăsat să treacă și o înțepat iar. Și deja m-am uitat, o înțepat puternic de data asta și când m-am uitat era așa ca nu era de mare, o vânătaie. Și în momentul ăla n -am știut ce să fac. M-am dus la cineva de la firmă care a lucrat, care era acolo și care a lucrat în spital ca asistentă. Și a spus, uite, am o vânătaie, ce să fac cu vânătaia asta? Noi am spus că vânătaie care să mărește de la sine, că no, era o absurditate. Și a început să povestească, că era pensionară. Și pe vremea mea, când era la spital, au început să povestească mult și bine. Și după vreme, spune felul următor, zice, ai grijă totuși, că în momentul când eram eu la spital, mi-aduc aminte că erau copii care se loveau pe tot piciorul și care aveau piciorul plin de vânătăi. Și când aveau piciorul plin de vânătăi, trebuia să le amputăm piciorul. În momentul ăla, inima mea a început să bată, am simțit chiar să din, din, corp. Pentru prima dată am zis, Dumnezeu e viu, Dumnezeu există și am înțeles că visul ăla nu a fost o întâmplare și am înțeles că a fost o realitate. Pentru un moment m-am sperat extrem de tare, m-am dus repede la telefon și am spus fratele meu, nu mai, uite, amânăm pe altă dată, nu mai, nu mai pot să, să vin. Și uh, am lăsat așa și după un timp uh, n-am simțit fizic că se, se retrage în vânătaia, dar la finalul serii, când m-am pus în pat, nu am mai avea nimic, era curat. Dar uh, am înțeles un lucru atunci, am înțeles că Dumnezeu e real, am înțeles că toată, uh, tot ateismul meu era pălea, era complet, n-avea nicio o, o, o ancoră să zic, și uh, atunci au urmat două săptămâni care pentru mine au fost calvar. Eu nu voiam să accept să renunț la droguri. Am spus, rămân în, în cărucior în curotile, Asta mi-a fost direct ideea mea. Nici nu m-am gândit că o să renunț. Și m am tot gândit în capul meu, cum să fac? Rămân în cărucior cu rotile? Și oricând m-am gândit, oricând m-am socotit, am înțeles că nu pot în gangurile și în găștile în care eram eu acolo, nu aveai ce, -ave ce să cauți în scaun cu rotile. Pur și simplu nu, nu puteam, nu, oricând m-am gândit, n-am ajuns la concluzia că nu se poate. Și am, am fost foarte trist atunci, am continuat așa, deși după o zi, două, deja uh, durerile începeau să vină, deja nu mai puteam să rezist și deja simțeam cum apasă foarte tare pe mine această nevoie, pentru că eu consumam zilnic, după ce au trecut o zi, două, deja era, uh, începeam să simt durerea, începeam să simt chinul. Și au fost momente în acele săptămâni, în aceste două săptămâni, când pur și simplu am spus, Doamne, nu mai pot. Eram un oraș și zic, acum mă duc spre, spre casa prietenului meu, fără să-i scriu, mă duc direct la el acasă și mă duc și îmi cumpăr, că nu mai pot. Și am zis, Doamne, ziceam așa în gândul meu, Doamne, dacă mai privești spre mine, dacă mai ai milă de mine sau dacă vrei să-mi renunți într-adevăr, trimite-i pe cineva în calea mea, fă cumva să, să, să vină cineva să-mi să dispartă drumul. Și întotdeauna Dumnezeu trimitea, ba, un prieten, ba, pe cineva, tot vinea cineva la mine și eram pe drum și zicea cineva, hai cum e să mergem să mâncăm ceva. Și deși turbam și nu mai puteam, înțelegeam că era Dumnezeu și lucrul ăsta îmi dădea putere să mă opresc din drum. Au fost momente când, în această perioadă, când, în timp ce alergam la un într-o zi, tot așa, numai din cauza că aveam această absență a drogurilor dintr-o dată bruscă, nu mai găseam niciun sens din viața mea chiar deloc, nici nu voiam să mă pe calea lui Dumnezeu, nici nu voiam să mă despart de droguri, nici nu puteam, eram foarte uh, strâns așa din toate punctele și la un moment dat, mergeam, alergam și am ajuns într-un loc unde știam că locul ăla, și oamenii știau că în locul ăla, acum nu mai este, dar mai de mult era, unde erau foarte mulți câini, fără stăpâni, care uh, oamenii știau că uh, câinele sar și atacă oamenii de acolo. Erau câine, uh, câine ai străzii, să-i numesc așa. Și odată a ajuns în locul acela, uh, eu fără speranță și, și fără sens în viață, m-am oprit, am făcut o rugăciune de un minut și am spus, Doamne, eu mă duc pe mijlocul la câine ăștia, dacă Tu vrei să mă aperi, apără-mă. Dacă nu, nu, am spus, viața mea nu mai, nu mai are sens. Mi-aduc că am plecat așa cap în jos, nu știu de ce, dar așa am plecat capul în jos și m-am uitat așa și așa am umblat tot drumul ăsta cu capul în jos. Și în timp ce mă apropiam de câini, în timp ce vedeam așa că mă apropiu, începeam așa, auzeam în, inim, în urechile mele, auzeam un, un râu, așa, un părâu ușor. Și cu tot, cum apropiam mai tare de locul respectiv, tot mai tare se auzea râul ăsta în, urechi, râul ăsta în urechile mele și nu mai simțeam greutatea pașilor așa. Uh, mai simțeam greutatea mea asupra pașilor mei și am trecut așa, uh, am trecut așa prin locul acela fără să-mi simt greutatea și auzind așa un râu și la un moment dat râul ăsta începe să-și scade intensitatea și să se oprească. Și când s-a oprit și n-am mai auzit râu și mi-am simțit din nou greutatea picioarelor, aud o voce așa foarte, foarte puternică în capul meu și zice, „Întoarceți ți capul și uite-te să vezi. Întoarce-te să vezi că nu a fost niciun câine acolo. Întoarce-te și vezi tot începea și striga în mintea mea vocea asta așa puternică. Și așa parcă întregea gâtul într-o parte, să mă întorc. Pur și simplu, numai Dumnezeu mi-a ținut capul înainte ca să nu mă întorc. Cred din toată inima că a fost diavolul care voia să, să oprească lucrarea aceasta. Un lucru vreau să vă spun, că în aceste săptămâni, când mă puneam și mă rugam, simțeam așa la, la, mâna mea, simțeam niște cătușe. La încheieturile mâinii și la încheieturile picioarelor simțeam niște cătușe fizice. Dar erau doar momentele în care mă puneam pe genunchi și mă rugam. Când eram în, în mod normal, nu aveam nicio problemă. Când mă puneam și mă rugam, simțeam așa niște cătușe care mă țineau la mână și mă sleau de putere. Dacă încercam să mă prind mai tare, rugăciunile mai tare trăgeau pe mine. Și nu puteam să mă rog, le simțeam pur și simplu că mă trag că mă trag în jos și uh, am o gând din partea de Dumnezeu pentru voi, pentru că uh, poate că sunteți aici tineri care gândiți în felul următor, care gândiți că vă veți pucăi la un moment dat, care ziceți că mai trăiți acum o parte, mai trăiți acum în lume și vă, vă, vă veți pocăi la un moment dat, uh, ați înțeles cum funcționează și știți cum funcționează, vreau să vă spun un lucru, în momentul în care tu mergi în lume, vă vine așa subtil, și spune o lanț la mână pe care tu nici nu-l nu simți. Nici nu-ți dai seama că-ți-l pune. Și lanțul ăla are așa un perimetru în care tu te poți plimba. În momentul în care tu ai ieșit din perimetrul diavolului, vrei să ieși afară, zici, mă, acum gata, vreau să mă pucesc. Lanțul ăla ti ține. Nu poți să ieși afară. Diavolul te ține acolo legat în cușca aia în care el ți o legat și tu nu ești liber să ieși afară din, din locul în care el te ține. De aceea e, e foarte uh, important să vă gândiți la lucrul acesta. Foarte important să știți că poate veți avea inima împietrită. Uh, lucrurile sunt, sunt mult mai complicate decât, decât par. Și uh, sper să nu uitați că, reglet că regletele păcatului întotdeauna vor avea vor fi mai mari decât plăcerile păcatului. Întotdeauna deavolul uh, îți ia un lucru bun și îți dă un lucru slab în schimbul lui. După, după aceste două săptămâni, destul de grele și crânitoare pentru mine, n-am crezut că să se mai termine. Fratele meu, care mi-a propăduit despre Dumnezeu, despre jertfa lui Isus, mi-a spus, este o seară de rugăciune la Luncani. Și a spus, nu vrei să vii acolo, este o seară de rugăciune prelungită, zice, hai cu mine. Și m-am dus cu el acolo, vă mărturisesc că am stat în hol, în tocul și am stat în picioare, cât a fost programul, 5-6 ore, nu m-am picioare, în stat, vă mărturisesc, am intrat acolo pe ușă, eram plin de chin, eram într-un sevraj, nu mă puteam abține, nu, nu mai aveam așa o veră care ieșea afară din capul meu, așa, era se vedea lizibil de la nervii care aveam, că nu mai puteam să rezist. Vă mărturisesc că am intrat așa pe ușa aia și am ieșit afară ca o pană. Am ieșit afară și toată setea care aveam eu după droguri, toată setea după păcate, orice ce poftă care aveam în inimă, o dispărut complet. Singurul lucru care îl aveam în inimă era un foc. Era un foc care ardea așa puternic și o dragoste vie după Dumnezeu. Un foc care Dumnezeu îl menține până și astăzi, opt ani mai târziu, slavă Domnului. Vreau să vă spun că și după ce am ajuns acasă, că era târziu, 12-1 noaptea, vreau să mă că am pus pe genunchi și am continuat și m-am rugat până dimineața. N-am putut să nu mulțumesc Domnului pentru eliberarea și pentru ceea ce El a făcut. Lucrurile astea nu se și lucrurile astea nu sunt uh, spuse doar așa, să fie spuse. Aș vrea să, să spun că după... asta a fost o pauză de 2-3 ani în care am fost în lume, 2-3 ani în care m-am adâncit. După acești 2-3 ani, uh, m am hotărât să mă botez. În 2019 m-am botezat, în noiembrie. Trei ani mai târziu, după foarte, foarte multe stăruințe, am primit botezul cu Duhul Sfânt. Și în 2021 m-am și căsătorit să vin să fie domnul cu o soție pe care nu o merit. Vreau să vă spun că apogeul unui creștin nu-i botezul. Domnul uh, nu s-a gătat calea noastră la botez și domnul are o lucrare cu fiecare dintre noi, Fiecare dintre noi avem ceva de făcut pentru domnul. Eu slujesc cu mare devotament în departamentul media și de, de șapte ani de zile, de la momentul nașterii din nou, și de un an de zile slujesc uh, din orașul nostru. Domnul a pus pe inimă pe vara asta. De ce vă spun lucrurile acestea? Uh, Strict pentru lucrul acesta. Vreau să știți că apogeul unui noi la botez și în momentul în care ne-am botezat și am fost botezat cu Duhul Sfânt, nu o în apocăință, atunci începe. În seara aceasta, pentru că cred din toată inima că nu sunt la voia întâmplării, că am ajuns în mod natural aici, fără să mă fi gândit acum o săptămână, dacă m-ați fi întrebat că o să fiu aici, nici mi-ar fi trecut prin cap. Cred din toată inima că Dumnezeu are un plan și cu tine care ești astăzi și care ești astăzi și asculți aici. Am ascultat ce a vorbit Duhul Sfânt și mi-a și notat. El a spus în felul următor, eu nu fac deosebire între oameni. Sunt un Dumnezeu care să nu-mi pese de creația mea, slăvit să fie Domnul. Domnul în seara asta vrea să lucreze cu noi, Domnul în seara asta vrea să ridice poveri. Sunt convins că Domnul în seara asta mai vrea să ierte. Îndrăsnește să vină înainte lui Dumnezeu. El este deja gata să te ierte. Nemia nou cu 7. Tu ești un Dumnezeu gata să ierți, îndurător și milostiv, încet la mânie și bogat în bunătate. Nu rămâne mâhnit după ce se deschid ochii și vezi, îți vezi starea păcătoasă. Nu rămâne acolo în starea aia. Dumnezeu în seara asta vrea să te ierte mai mult decât tu Vrei să fie iertat? Și el este gata să ierte tot ce tu ai păcătuit. Aș vrea să vă invit să vă ridicați în picioare. Aș vrea să vă spun că sângele lui Isus are aceeași putere și astăzi. Același sânge care pe mine m-a spălat, același sânge are putere să vă ierte și vă o păcatele astăzi. Maleahii 3 cu 6 spune: Eu sunt Domnul, eu nu mă schimb. Domnul e același astăzi. Slăvit să fie El aș vrea să veniți înaintea Domnului în această rugăciune. Cel mai plăcut sunet înaintea lui Dumnezeu e sunetul unui, unui duh împovărat, strigătul unui om care îl caută pe Dumnezeu, care are nevoie de el și are nevoie de acest sunet, are nevoie de atingerea Domnului. Acest sunet al unui duh mâhnit străpunge cerul și vă invit în această seară să veniți înaintea Domnului și să vă vărsați inima înaintea Lui. Sunt convins că El va lucra.